Orașul Bumbești Jiu va avea cel mai modern ambulatoriu? Nu știu dacă va fi cel mai modern, dar o să fie un ambulatoriu modern, pentru că am abordat cu maximă seriozitate această verigă, zic eu, importantă a sistemului de sănătate, ambulatoriu. Este o verigă care asigură, într-adevăr, act medical între serviciile prestate de medicii de familie și servicii specializate în unitățile spitalicești, pentru că, după cum ați văzut, inclusiv în politicile guvernului există această tendință de a da importanța cuvenită acestui sector al ambulatorului de specialitate, plecând de la ideea că în acest context costurile sunt mult mai mici și, bineînțeles, și boala poate fi tratată la o fază când poate asigura o vindecare corespunzătoare pacientului. În acest sens, am depus un proiect pe programul operațional regional care a avut ca și destinație reabilitarea și dotarea ambulatorilor de specialitate a spitalelor. Am fost, să zic eu, norocoși și meritoși în același timp și am prins această finanțare. Stadiul fizic al acestor lucrări este unul avansat, sperând ca până la sfârșitul anului să se finalizeze lucrările de reabilitare și de extindere, pentru că noi avem și o componentă de extindere, urmând ca în perioada următoare să parcurgem pașii pentru atribuirea contractului de dotări, echipamente și aparatură medicală. La finalul acestui proiect, ambulatoriu și, bineînțeles, el fiind integrat Spitalului Orășenesc din Bombejiu, serviciile medicale în general vor avea o altă calitate și vor permite medicilor și celălalt personal medical să presteze niște servicii medicale de calitate pentru pacienții care vor alege să se trateze la unitatea spitalicească din Bombejiu. Medicii vor avea aparatură de ultimă generație. Spuneți-ne cu ce anume va veni acest ambulatoriu, acest proiect pentru ambulatoriu. Eu nu sunt un specialist în domeniu, dar pot să amintesc că toate specialitățile care la momentul acesta funcționează în spital, asta însemnând secția de chirurgie, secția de ginecologie, secția de medicină internă, neurologie și pediatrie, vor avea toate echipamentele necesare pentru a se investiga și trata bolnavii. Printre altele, aș putea să enumăr câteva ecografe de înaltă performanță, aparatură și instrumentar pentru celelalte specialități, o să fie și un aparat de radiologie nou, o să fie și alte aparaturi, cealaltă aparatură de investigație pentru bolile gastrointestinale și toată gama de aparatură pe care medicii au pus-o pe lista de investiții la momentul respectiv. În acest sens, medicii pot să dea mai multe detalii. Eu v-am spus, nefiind de specialitate, nu pot să intru în detalii pe care nu le stăpânesc. Valoarea acestui mare proiect? Valoarea proiectului este de 1.200.000 de euro, din care în jur de 750.000 de euro, adică undeva aproape de 30 de miliarde, va fi numai aparatura medicală și echipamentele de specialitate.